Salut, dragi prieteni, sunt Claudiu Truță, ne aflăm la Gherla în vizită la colegul nostru Diusi Dioroc, care a pornit un acvariu. Un acvariu care mie personal îmi place foarte mult, are un hardscape deosebit și de asta aș vrea ca prima întrebare pe care i-aș adresa-o ar fi: cât timp i-a luat să facă hardscape-ul pentru acest setup? 3 zile a durat acest hardscape. Cu tot cu plantat? Tot plantat. Ok, în regulă. Am văzut că are o lampă suspendată. Cred că... Da, lampa suspendată e handmade, 4 tuburi diversa. Poți să ne spui și ce putere și au? 39 de wați. Ok, în regulă. 39 de wați. E bine să menționăm că 275 de litri. Acvariul are, dacă nu mă înșel, 100 de centimetri lungime. Da, nu? Cu 55 adâncime și înălțime 50. Ah, excelent. Ok, ați aflat cu ocazia asta și dimensiunile. Spune-ne, te rog frumos, cât timp merge lumina într-o zi? Timpul de iluminare este 7 ore pe zi, din care 3 ore înainte de masă și cu pauză de 4 ore, după care 4 ore de funcționare. Spune-ne, te rog, dacă din experiența pe care o ai, pauza este un lucru bun sau pur și simplu există această pauză ca să poți vedea acvariul în orele în care ești acasă? Ar fi amândouă răspunsurile, să spun. Este și bună pauza, dar să pot admira și eu după masă acvariul. Am văzut că ai niște plante sănătoase, niște culori foarte frumoase. Aș vrea să te întreb care e secretul, nu știu, cu ce fertilizezi, ce mentenanță faci. Dezvăluie-ne puțin. Mentenanța, pot să spun că se face sâmbătă sau duminica, timp de o oră jumate, două ore maxim. Nu durează foarte mult. Îndepărtarea frunzelor, plantelor, să zic, îngălbenite, aspirarea în primul rând, bineînțeles, și ștergerea sticle dacă necesită și completarea apei, să zic, cam 30% schimbul de apă. Dă-ne câteva detalii și despre fertilizare. Zilele acestea sunt tot felul de opinii. Există o întreagă dezbatere publică în ceea ce privește fertilizarea, mărcile, producătorii, cantitățile, stilurile. Spune-ne tu ce folosești și cum. Eu am folosit Easy Life, am fost mulțumit de Easy Life. Bineînțeles, cantitatea dată de producător folosită, adică dozajul, pardon, și am folosit Masterline, care, zic eu, tot așa l-am folosit dozajul care este recomandat de firma Masterline. Sunt mulțumit, zic eu, de ce am folosit până acum. Deci să înțeleg că din punctul tău de vedere ambele linii de fertilizare sunt de aceeași calitate. Sau da, ai fost mulțumit cu fiecare dintre ele? Am fost mulțumit, da, de cele două produse folosite cel mai mult de mine. Spune-ne, te rog frumos, cred că și cei care ne privesc se întreabă, cum faci să ai un acvariu atât de curat, cu atât de puține alge? Mărturisesc că mi-a fost foarte greu să găsesc câteva puncte verzi în acvariul domnului Diusi. Care e secretul? Secretul este, zic eu, o filtrare corespunzătoare sau cât mai bună, cantitate mare de material biologic folosit în filtrele mele, cam 55-60 de litri de material filtrant, curățenia, deci mentenanța, și iluminarea să nu fie foarte puternică, CO2-ul trebuie să fie dozat destul de binișor și cam atât. Ok,
Mulțumim, dragi prieteni, că v-ați uitat la acest film. Am fost la Gherla alături de domnul Diusi, căruia îi mulțumim foarte mult că ne-a primit. Îi mulțumesc de asemenea că am avut ocazia să văd acvariu cu proprii ochi. Până acum am văzut acest acvariu doar în poze. Mi-am dorit să văd acest acvariu. Este un acvariu deosebit. Sper să vă placă și vouă și țineți aproape. Probabil că în curând vom mai vedea și alte acvarii. Sperăm la fel de reușite ca a domnului Diusi. Îi mulțumesc și lui, mulțumesc Diusi că mulțumesc ne-ai primit și sper să ne revedem cât mai curând.